În jurul nostru sunt foarte multe cuvinte, foarte multe înscrisuri și nu e vorba despre cărți aici, e vorba despre faptul că noi citim enorm în fiecare zi. Cine spune că nu citim se înșală foarte tare. Citim firme pe stradă, citim indicații de pe autobuz, citim pe telefon, de citit. În mecanica cititului citim, dar asta nu înseamnă că citim ce și cât trebuie. Ca citit, cantitativ vorbind, o facem mult. Calitativ vorbind, o facem puțin. It used to be called reading, you know. Now <laughs> yes. people people click yeah, and 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 don't think much. So you have to have a new word for reading and thinking, mm -hmm. which is called deep reading. I just call it reading. Nu cred că o să dispară cititul profund, pentru că nu cred că o să dispară cărțile pentru că nu cred că toată lumea va citi la nesfârșit folosind un click sau folosind atingerea unui ecran, exact în aceeași măsură în care cred că înțelesul profund al cărților, că lumea profundă a cărților poate să supraviețuiască și pe o tabletă. The general effect is That we all know well on a screen, information is fleeting. So, and and it could be well somebody just telling us rubbish on the screen. Mm -hmm. It might be good. So, if you ask California students, for example, what do you want for your course materials? Screens, reading from a screen, or reading from a book? Kartea, așa cum este și o icoană, o formă de energie. Uneori râdem de cei care țin cărțile în casă și nu le citesc și biblioteca este un element de decor. Dar faptul că o carte există într-o casă, uneori e suficient ca să genereze o părticică de lucru bun. Așa cum face și o icoană. Reading and clicking is not, so good, not as good as just reading and books you can do just reading, which is why they are better. Cartea contează prin simpla ei prezență fizică, iar experiența de a o răsfoi, de a o citi, este o experiență profundă pe care contactul cu ecranul nu o să o înlocuiască. Pe de altă parte, cred că înțelesul cărților, înțelesul adânc al cărților, poate să fie accesat și citind cărțile astea de pe o tabletă. Limba ne face ceea ce suntem. Nu limbajul e o diferență, limba în care plutim, limbajul este la primul nivel codul pe care îl împărțim cu toții și îl cunoaștem și îl schimbăm între noi. Limbajul este termenul mai cuprinzător, pentru că limbajul cuprinde și ceea ce nu este limbă. De exemplu, limbajul animalelor, limbajul de programare, limbajul muzical. De aici se folosește limbaj ca totalitatea termenilor specifici unui domeniu științific specializat. Limba este una dintre realizările concrete ale limbajului. De ce aș citi mai filozofei lui Pentru că am vrut să înțeleg ce cu mine. Limba este un ocean în care plutim, ne naștem într-o limbă, limba determină realitatea pe care o vedem, deși sună paradoxal pentru mulți, asta este convingerea pe care eu o am. Indiferent unde te-ai născut, ce cu tine, ești responsabil pentru lipsa de igienă mentală a ta. Limba e ceva în care ne naștem, limba ne dictează felul de a vedea realitatea, nu invers. Asta e părerea lui Humboldt și e ceva în care... Cred și în momentul ăsta. Pentru că e mult prea îngust să crezi că toată această organizare extraordinară care se numește viața mea este din întâmplare. Adevărul adevărat e că există o relație extrem de delicată și de complexă între realitate și ceea ce vorbim, între tot ceea ce exprimăm. Dar exemplul cel mai simplu e următorul. O imagine este un text. Cine înțelege lucrul ăsta își dă seama de faptul că limba este preexistentă felului în care noi conștientizăm lucrurile. Când, când ești îndrăgostit, chiar pentru 5 minute, te simți altfel. Trupul e în altă stare, adică e o altă calitate de, 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 de viață, ești altcineva. Limba ne face să fim ceea ce suntem, limba determină realitatea și nu invers. Limbă, limbaj. Termenii limbă și limbaj sunt folosiți în general ca echivalenți sau quasi-echivalenți ori parțial echivalenți. În accepțiune strict lingvistică, limba se delimitează de limbaj. Limba, ca termen abstract, teoretic, desemnează sistemul general de semne prin care oamenii comunică și are ca realizări particulare toate limbile sau idiomurile de pe glob. Limba este esențialmente o convenție a comunității umane. Doi oameni care vorbesc două limbi diferite văd în mod diferit realitatea. Pentru vechii greci și pentru vechii latini, luna, unul și același obiect ceresc, avea semnificații diferite. Pentru unii era un obiect care măsura timpul, pentru alții era un astru ceresc. Populații din Amazonia, de exemplu, sau din Africa Centrală, care trăiesc în mijlocul culorilor, nu au culori explicite în limbă nu au culoarea galben, albastru, nu au culoarea verde, nu au culoarea roșu, au un singur cuvânt care desemnează tot ce care este culoare. Există momente celebre în care înaintași mai noștri, mult mai deștepți decât noi, s-au luptat cu aceste noțiuni, cu sufletul și cu trupul. Unul dintre ei, un compatriot, pe numele lui Dimitrie Cantemir. El vorbește despre gâlceava sufletului cu trupul. Lumea cercetează subiectul ăsta de la foarte bun început, această luptă între Suflet și Trup. Tipul ăsta de dihotomie, dualitatea asta, ne face foarte oameni. Doamne, închid ochii și încerc să găsesc drumul pe care numai Sufletul îl știe. Dar niciun cuvânt nu mă mai ajută. Toate sunt semne ale dezamăgirii și ale morții. Augustin Buzura. Nu știu dacă sufletul meu a reușit vreodată să vorbească cu mintea mea. Respect foarte tare cuvintele lui Augustin Buzura și cred că înțeleg ce vor să spună. Cred că înțeleg ce vor să spună. Într-un fel sau altul, toți suntem mai mult sau mai puțin singuri. În ultimă instanță, dincolo de metafora pe care o exprimă Augustin Buzura, Augustin Buzura e un scriitor foarte important și formulează o metaforă aici. De de subtul acestei metafore, dialogul între suflet și trup are legătură tot prin limbă. Nu există o limbă specifică a emoțiilor, există un limbaj al emoțiilor, dar și acela, la rândul lui, este ceva codificabil este ceva traductibil. Chiar dacă e ceva pe care doar îl simți și nu poți să exprimi în cuvintele obișnuite cu care faci lucrul ăsta, el este tot o creație de semnificație. Duce la un tip de înțelegere. Nu m-a interesat în mod deosebit singurătatea într-o societate sau așa mai departe, ci omul în cosmos, singurătatea ca ființă Într-un mediu pe care nu-l cunoaște. Comunicarea poate să fie și altfel decât prin cuvintele astea foarte explicite și limpezi pe care le vehiculăm noi acum. Dar, da, există și altceva, dincolo de codul pe care îl împărțim acum, dincolo de felul obișnuit în care vorbim. Niciodată nu ești singur câtă vreme îl simți pe Dumnezeu, nu ești singur. E o creație de semnificație, diferită de limba pe care o vorbim noi acum, dar este tot un cod și un mecanism creator de semnificație. Ridicarea lui la nivelul de metaforă e una firească, pentru că pătrundem greu în zonele astea. Singurătatea are foarte multe laturi. E compuse din foarte multe întrebări, dureri, neliniști. Și tăcerea, a tăcea despre ceva, are o semnificație. Este o creație de semnificație. A tăcea despre niște idei, a tăcea în legătură cu ceva, e o formă de a comunica. La un moment dat să închizi capitolul întrebărilor, ori le știi, ori nu le știi, ori le... dar trebuie să spui ce drum ai parcurs până a spune nu știu răspunsul la această întrebare. Există ritualuri sacre și ritualuri profane. Faptul că fiecare clipă contează și că trăim pe timp împrumutat. Timpul ne împrumutat, dar nu știm. Ceea ce spune Andrei Șerban atunci când spune că trăiește pe timp împrumutat, Andrei Șerban se referă la un tip de înțelepciune pe care, dacă încerc eu acum să am tupeul să-l dezvolt, ne ia foarte multă vreme. Văd că fiecare clipă contează, și în sensul ăsta ritualul mi-l creez eu însumi. Ca să explic exact ceea ce vreau să spun, o să răspund cu o glumă care vine din înțelepciunea ebraică. Se spune că doi rabini, prieteni foarte vechi, se întâlnesc și unul îi spune celuilalt, ne știm de 40 de ani, e clar că ești foarte supărat. Și celălalt nu recunoaște că e supărat. E clar că ești foarte supărat. Și al doilea rabin spune, da, domnule, sunt foarte supărat. De ce? Pentru că e pentru a nu știu câta oară când mă uit în Cartea Sfântă și nu înțeleg un pasaj. La care primul rabin îi spune, da, hai să vedem despre ce e vorba. Deschid, se uită și spune, uite pasajul ăsta. Și primul rabin îl citește și zice Ha, 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 dar e foarte simplu, stai să-ți explic. Și cel de-al doilea zice Nu, 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 de explicat știu și eu, nu-l înțeleg. Exact așa este în ceea ce privește limba, limbajul, codurile, ceea ce se numește ritual. Fiecare spălat pe dinți, când mă spăl pe dinți, mă gândesc, mă uit în oglindă și mă gândesc la ceva care este legat de viața mea și nu doar că mă spăl pe dinți. O, Doamne ce plictiseală, iar mă spăl pe dinți. Depinde cum vezi. Ritualul e ceva care poate părea foarte simplu, un ritual profan. Ne spălăm pe dinți. Dar mișcarea aceea, așa cum spune și Andrei Șarban, poate să fie încărcată de semnificație, am o preocupare atunci, mă gândesc la ceva, investesc gestul acela cu ceva sau poate să fie un ritual sacru. E un lucru pe care l-am învățat de la cineva, și care cred că transmite un mesaj mai departe, într-o direcție pe care nu o cunosc în mod nemijlocit, dar cred că mesajul acesta ajunge acolo. Depinde cum te raportezi la orice, la cum îți bei cafeaua, la cum vorbești cu cineva. A spune ceva, a gândi ceva, că poți să spui ceva fără să miști buzele, fără să articulezi vocal. Poți să vorbești în mintea ta, în interiorul tău. A spune un text repetat. Înseamnă a institui un tip de realitate. Viața poate să fie extraordinar de bogată, de complexă, chiar atunci când totul pare mizerabil. Pot să văd în ea ceva foarte, foarte adânc. Mintea ta, ființa ta, instituie un tip de realitate. Realitatea aia face parte într-o foarte bună măsură din mecanismul credinței. Dar mecanismul credinței nu e ceva ce pot eu să explic în momentul ăsta. E ceva care ține de fiecare dintre noi și cred că trebuie să avem respect. Rugăciunea este ceva, așa cum este și ritualul, de multe ori, ceva care reinstituie un fapt din realitate sau pe care îl presupunem ca fiind unul real în măsura în care credem lucrul ăsta. Asta ne stă în putere, ca în lupta dintre bine și rău, să încercăm să întărim tabăra bine. Să ne întoarcem un pic la Alexandru Dragomir, la a nu muri bou. Boul este cineva care trage, care muncește, care duce o greutate, cineva care te ajută în diferite feluri de muncă. Românește însă, boul este și o întruchipare a prostiei, a ignoranței. De ce aș citi mai filozofei lumii și nu? Pentru că am vrut să înțeleg ce e cu mine și cu viața mea. Ca să nu mor bou. Ca să nu fiu bou. Ca să nu mor bou. Să nu fi bou. Nu fi bou. Cu semnul exclamării și cu un singur i în cazul ăsta. Prin urmare, că suntem la vorbește corect. Povestea cu boul poate să aibă mai multe accepțiuni. Două, mai precis, în cazul ăsta. Dacă duci lucrurile în zona metaforei, lucrurile s-ar putea să se schimbe. Dar nu poți să înțelegi povestea cu boul doar în accepțiunea ei care îți spune că boul este un animal sacru, că boul este cineva care ajută prin forța lui la împlinirea lucrurilor bune sau la împlinirea unor munci. Ca să nu mor boul în viața țăranului român de-a lungul a multe sute de ani. Boul a reprezentat animalul de nădejde, la plug, la car, la munca câmpului sau chiar ca sursă de hrană. Fondul lexical popular cuprinde o serie de expresii care subliniază rolul și importanța acestui animal în mentalul țărănesc. A nu-i fi boi acasă, a nu se simți bine. A scoate pe cineva din boii lui, a enerva. A scoate pe cineva la drum de boi, a sărăci pe cineva. Tot înțelepciunea populară a asociat cu acest animal o persoană mărginită la minte, muncitoare și răbdătoare. Prin extindere, bou a ajuns în semne prost, sens cu care este folosit și în expresii ca a plecat bou și s-a întors vacă, cu sensul nu a reușit să învețe nimic, nu s-a lămurit, sau în asocieri spontane să nu mor bou, cu sensul să nu mor prost. telefonul poate să fie un bun ghid, telefonul poate să fie un terminal extrem de util. El te poate face la un moment dat când ești un copil aflat într-o tabără și vrei să auzi glasul tatălui sau glasul mamei, să te simți cumva mai aproape de casă. smartphone Telefonul nu ajută la exersarea puterii de comunicare, telefonul ajută la exersarea cantității de comunicare. Mothers will give this out for their two to four year olds in Germany, 70% more than half an hour a day. And the more they do this, the more there are language developmental problems. Telefonul este o ustensilă, telefonul este un terminal. Dacă tu, ca ființă umană, ești o anexă a terminalului, e un lucru rău. We also know from very, very good science that young kids they cannot learn any language from this. Deși ai în mână un telefon extraordinar de scump care poate să facă o groază de lucruri. Dacă tu folosești terminalul ăla în așa fel încât tu ești o anexă a lui, destinul tău e unul groaznic de trist. So we have language developmental problems the more 2 to 3 4 year olds use this. Dacă ești o ființă care folosește telefonul ăla ca pe un terminal de care te ajuți să faci ceva, atunci ești o ființă contemporană. Telefonul este o ustensilă. El trebuie să rămână o ustensilă și ca să rămână o ustensilă trebuie să te gândești des la lucrul ăsta. Să nu fii dependent de el, să nu fie telefonul scopul vieții tale și singurul tip de oglindire. Smartphone. Astăzi, fără nicio urmă de îndoială, termenii din sfera tehnologiei se adaugă la vocabularul fundamental al oricărei limbi. Acești termeni provin majoritar din engleză și circulă ca atare, fiind mai ușor de înțeles în engleză decât într-o eventuală traducere românească. Smartphone este mult mai răspândit azi în română decât traducerea sa telefon inteligent. Cred că multitasking-ul este o chestiune pe care o cultivăm acum obsesiv, așa cum cultivăm și sintagma școala vieții, trebuie să ai școala vieții, trebuie să fii capabil să faci multitasking, adică să poți să fii atent și eficient în mai multe direcții ca să poți să izbândești. Tell do they read two books at any one time? No because if they try, they will realize it's you are much faster if you read this one first and this one second. Mi se pare că sunt niște clișee care au fost cultivate în spațiul public dintr-un act de cruzime, asta mi se pare un act de cruzime, e un act în care se face diferența între oameni într-un mod foarte crud, în care se spune, dacă nu ești așa, nu o să răzbești. I do have friends reading in parallel. One book for one hour and A different book for one more hour or something like that. This is okay. This is not multitasking. Mm -hmm. Multitasking is trying to do two, to, to try to process two semantic streams. Multitasking este un termen din limbajul IT care se referă la un sistem de operare capabil să execute mai multe aplicații în același timp. Din terminologia IT a trecut și în limba comună și se referă la abilitatea unei persoane de a fi angajată în mai multe activități concomitent, concentrându-și atenția alternativ pe fiecare. Termenul englezesc multitasking are drept corespondent românesc, tot un termen relativ recent, puțin mai transparent totuși pentru vorbitorul mediu de română, multifuncțional. Cred că nociv este să faci rău, să omori ființe, să minimalizezi oameni, să-i jignești, să chinui oameni, să chinui animale, să distrugi mediul. Asta este nociv. Doamne, dar ce m-am luat în serios, fraților! Îmi pare rău că sunt așa didactic, dar dacă mă întreb, eu zic, un cuvânt poate reprezenta un text, poate să stea pentru un text. Lucrurile sunt foarte complicate, nu cred că dezbatem noi subiectul ăsta. Astăzi eu mă tem de subiectele astea și prefer să fiu măsurat în situația lor. Dar dacă mă provoș zic câte ceva, așa cum am făcut acum. Un cuvânt poate reprezenta un text. Nimic din ce am spus aici nu reprezintă vreo sentință. Sunt doar părerile unuia. Și atât.